Mâine e bine să ne cunoaștem forțele și să muncim în măsura în care putem să o facem. Suntem mai conservatori și avem nevoie de mai multă liniște, inclusiv sufletească. Pentru berbeci, își calculează și mâine câștigurile, dar și pierderile. Poate să-și facă un bilanț al vieții, al relației sau pur și simplu vor doar să știe cum acționează pentru aceste zile. Pentru tauri, se anunță o zi în care au nevoie să simtă că partenerul de viață este aproape de ei, le susține planurile sau este sobru, serios și ar putea fi acuzați de asemenea de către partener că le lipsește căldura mâine, dar așteaptă căldură de la ceilalți. Pentru gemeni, trebuie să se implice doar în activitățile pe care le stăpânesc foarte bine, o conjuncție lună-Saturn ce îi atenționează cu privire la sănătate. Pentru raci, mari angajamente în viață și în plan sentimental mâine, foarte responsabili sunt și asta înseamnă că își urmează visurile în primul rând legate de familie până la capăt. S-ar putea să facă un anunț important mâine. Pentru lei au nevoie de liniște și de stabilitate, mai ales în cămin, dar nu vor să fie nici deranjați, așa că nu vor da un brânci nici cu munca și vor să se bucure de spațiul lor și de timpul lor. Sunt un pic egoiști. Pentru fecioare, atenție la comunicare mâine și susține adevărat opiniile cu multă tărie, dar n-ar strica să fie atenți și la sfaturile celor din jur, mai ales când cineva le împărtășește din experiența de viață. Pentru balanțe, mâine în continuare un spirit de economie, sunt foarte atente balanțele la banii pe care îi scot din buzunar, dar au darul ca cu bani puțin să facă lucruri foarte mari. Pentru scorpioni, o conjuncție lună-Saturn, mare nevoie de duioșie, de tandrețe, sunt foarte atenți la partener, pentru că vor să știe dacă partenerul este total deschis către relație și dacă are disponibilitate într-adevăr să ofere, să-și ofere, să-și pună inima pe tavă. Pentru săgetători, e bine să fie atenți la un obiect, la un lucru de valoare, l-au rătăcit, l-au pierdut, știu să treacă destul de ușor peste pierderi, dar contorizează și notează că este ceva ce nu mai pot recupera mâine. Pentru capricorni e bine să fie atenți la persoanele tinere. Unele au nevoie de sfaturi, altele au nevoie mâine de susținere și de încredere și tocmai de aceea trebuie să fie atât alături de copiilor cât și de alte persoane. Pentru vărsători, autoritate mâine. Este foarte posibil să trebuiască să fie prezenți la un eveniment și trebuie să facă față chiar dacă nu le place mâine foarte mult. Pentru pești, planuri de viitor, discuții cu persoane importante, chiar dacă sunt sărbători, se pare că peștii tot la afacerile lor se gândesc și mâine. Mulțumesc!